Planta pe care mulți o rup sau o calcă în picioare este cel mai bun leac împotriva diabetului și creșterii în greutate. Cicoarea este folosită de mulți ani pe post de înlocuitor al cafelei. Cicoarea este folosită de mulți ani pe post de înlocuitor al cafelei. Cafeaua de cicoare nu numai că nu conține cofeină, însă are nenumărate beneficii pentru sănătate. Cicoarea este o plantă perenă, din aceeași familie cu păpădia, care înflorește până toamna târziu și este folosită ca supliment alimentar sau pentru prepararea unei băuturi asemănătoare cafelei, în special de către cei care vor să renunțe la consumul de cafea. Cafeaua de cicoare este preparată din rădăcina acestei plante, care este prăjită, apoi fiartă, susțin specialiștii. Cicoarea are nenumărate substanțe fitochimice, distribuite în toată planta, însă cele mai numeroase se află în rădăcină. Dintre nutrienți, cele mai importante sunt manganul și vitamina B6. Frunzele de cicoare sunt bogate în cicorină, inulină, arginină, colină, acid cicoric, levuloză, minerale, fier, fosfor, calciu, potasiu, magneziu și vitamine A, B, C, E și K. Curăță sângele, stimulează digestia, ajută la slăbire, previne diabetul, stimulează memoria, neutralizează paraziții intestinali, întărește sistemul imunitar. Faptul că ajută la scăderea colesterolului are o mulțime de alte beneficii, principalul fiind prevenirea diabetului. Consumul frecvent de cicoare poate să inhibe pofta de mâncare. Responsabilă de acest lucru este inulina, o fibră alimentară care păstrează senzația de sațietate pentru multă vreme. Unele studii sugerează că fibrele din rădăcina de cicoare pot reduce aportul global de calorii, ceea ce poate duce la pierderea în greutate. Relatează realitatea.net.